Bun găsit oamenilor buni și frumoși. Bun găsit tuturor credincioșilor. Bun găsit și celor care ne privesc la această oră, duminică, în duminica a treia, a Sfântului și Marelui Post. Așadar, oameni buni, suntem la o răscruce, suntem la mijlocul postului, mijlocul celor șase săptămâni de post. 42 de zile durează acest post al. Sfintelor Pătimiri, cum îi spunem în biserică, suntem deja după, sau în ziua 21, -a, mai avem trei săptămâni și bineînțeles o săptămână a Sfintelor Pătimiri, săptămâna Denilor, o săptămână cu totul și cu totul deosebită după rânduiala ei și după trăirea pe care o avem fiecare dintre noi ca cei care ne, urm ne numim urmăritori lui Hristos sau următori lui Hristos. Așadar, iubiți frați, suntem în duminica a treia din Sfântul și Marele Post, în duminica numită a Sfintei Cruci, duminica Sfintei Cruci. O duminică cu totul și cu totul excepțională, dat fiind și excepționalitatea acestui semn al Fiului Omului cu care va și veni și anume Sfânta Cruce. Sigur că acest uh, semn minunat pentru care uh, iată mii și zeci de mii sau poate sute de mii de creștini mărturisitori și-au dat viața, este pentru unii nebunie. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru cei ce nu se mântuiesc, semnul crucii este nebunie. Foarte, foarte apăsătoare această sentință, fără drept de recurs, aș putea spune. Totuși, sigur că noi nu știm cine sunt cei care se mântuiesc, doar Mântuitorul știe lucrul acesta, însă nu există o categorie, să spunem, închipuită pentru care Dumnezeu și-a dat viața. Sigur că Dumnezeu cunoaște din veci, după cum și spune că sunt scriși cei care sunt mântuiți în Cartea Vieții, și că deja judecata lumii acestea s-a și făcut. Dar, sigur că da, mântuirea este accesibilă tuturor și nu putem spune că mă mântuiesc eu sau te mântuiești tu. Pentru că aceasta nu este treaba noastră, asta înseamnă uzurpare a judecătorului, și bineînțeles, putem să ne că toți se vor mântui și, bineînțeles, după mine, eu fiind ultimul, să se închidă ușaraiului. De ce să se închidă? Pentru că ne mai fi nimeni după mine, nici nu mai contează. Așadar, în ortodoxie așa punem problema aceasta a mântuirii. Că sigur putem vedea niște semne, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru cei ce nu se mântuiesc, crucea este nebunie. Adică, pentru cei care persecută crucea, pentru cei care resping crucea, sigur, cu nebunia aceasta, sigur că nebunia e de neînțeles. Nu vreau să aplic un sofism aici, dar cu nebunia aceasta atât de răspândită, putem înțelege că. Aceștia nu se mântuiesc, o spune uh, Mântuitorul lumii. Cine sunt aceia însă nu putem ști. Noi nădăjduim că vom fi și noi strânși, uh, legați, lipiți de crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu de crucea din dreapta a lui Dismas, nici din, de crucea din stânga a din stânga, fiindcă numai singură crucea... Lui Hristos este mântuitoare chiar dacă tâlharul de-a dreapta s-a mântuit noi știm că prin crucea Lui Hristos s-a mântuit așadar nu tot cel ce este răstignit pe cruce se și mântuiește nu este o condiție însă iată că Dumnezeu va pune câteva condiții pentru uh, mântuire vom vedea ce sunt aceste care sunt aceste condiții uh, E o întrebare pe care noi am formulat-o pentru dumneavoastră. Sigur, cu pretextul acesta de a vă dărui o carte, fiindcă întrebarea este foarte simplă. Toți cei care au fost la Sfânta și Dumnezească Liturghie astăzi pot să răspundă la această întrebare. Dragii mei, sigur că cine este omul? care să primească oferta aceasta a ortodoxiei fără să fie uimit, uluit cu totul. Ortodoxia nu este o religie, ortodoxia este cruce. Nu poate fi deslipită ortodoxia trăirea acestei vieți creștine nu poate fi deslipită de cruce. Sigur că există și creștini sau care își spun creștini care însă se opresc la piciorul crucii. Toată literatura se oprește până la urmă la momentul în care a fost arestat Mântuitorul Iisus Hristos, a fost judecat, bagiocorit, răstignit pe cruce, și de acolo este o tăcere Ei, mormântală. Ei bine, Ortodoxia începe de la mormântul gol. Abia acolo. La picioarele crucii, după ce este dat jos de pe cruce, trupul neînsuflețit, am putea să spunem, adică trupul mort al Mântuitorului Isus Hristos, și care va fi pus în mormânt, de acolo începe, de fapt, mântuirea noastră. Când totul pare că s-a năruit, când totul pare fără niciun fel de nădejde, iată că crucea începe să strălucească și dintr-un instrument de tortură devine practic semnul mântuirii, cât de minunat poate să transforme, să transfigureze uh, mântuitorul Hristos bobul de neghină în bob de grâu. Adică bobul acela pe care l-aruncăm în în foc, să ardă pentru că nici animalele nu-l mănâncă, nu poate fi bun nici de nutreț, se poate transforma, transfigura puterea Harului, cu puterea lui Dumnezeu, cu iubirea lui Dumnezeu, sub acțiunea iubirii lui Dumnezeu, bobul de neghină se face greu curat, din care putem face prescură, sigur, care va deveni trupul, de asemenea, sub acțiunea iubirii lui Dumnezeu și a jertfei lui Dumnezeu și a crucii, Mântuitorul Iisus Hristos va deveni, prescura aceasta va, veni trup, va deveni trupul și vinul a devenit sângele mântuitorului nostru Iisus Hristos. Obiceiul este ca să avem un cuvânt de la păstorul nostru, de la înalt Sfințitul Părinte Teodosie. Un cuvânt la Duminica Treia din Sfântul și Marele Post, la Duminica Crucii. Vândem să urmărim cuvântul acesta, după care, sigur, avem o temă pentru astăzi. Continuăm... Uh, Parcursul acesta duhovnicesc în căutarea uh, Luminii lui Hristos. N-au trecut mai mult de 10 minute de când uh, am terminat slujba, am ieșit de la Sfânta și Dumnezească Liturghie și, iată, uh, atât timp am folosit cât să ne cablăm aici, să spunem așa, și, iată, din nou suntem împreună. Ceea ce nu poate decât să ne bucure pentru că nu ne-am despărțit, de fapt, așa cum va fi și în veșnicie pentru puțin timp poate nu ne vom mai vedea dar nu ne despărțim ci cu ajutorul lui Dumnezeu și cu iubirea lui Dumnezeu rămânem veșnic împreună cu cei pe care iubim și cu cei care ne iubesc iar între oaltă, Mântuitorul Isus Hristos așadar cuvântul chiriarului dacă este pregătit iubiți credincioși, suntem în Duminica a treia a celui mare închinată Sfintei Cruci. A zis Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea asta și să urmeze mie, că ce îi folosește omului dacă ar câștiga lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său aceste cuvinte sunt cuvintele cheie ale Sfintei Evangheliei de astăzi. Sfânta Evanghelie de astăzi ne cheamă la cea mai înaltă înțelepciune să luăm aminte din gândirea veche și din îndemnul Mântuitorului cum ne cheamă astăzi la înțelepciunea cea mai de sus. Iată oamenii vechi, socoteau că mintea este cea care se suie la locurile cele mai înalte. Unii prin minte, dar și prin postire, prin asceză, fără să fie rânduială de post, și prin asceză și-au ridicat mintea spre cele de sus. Și-au socotit că mintea Poate să ne ducă la cele mai înalte cugetări. Același lucru spune Mântuitorul. Ne arată că lumea întreagă nu are nicio valoare pentru om dacă își pierde Sufletul. Că nu poate omul să dea nimic în schimb pentru Sufletul său. Sufletul este partea cea mai importantă a făpturii noastre. Sufletul trebuie să conducă trupul. Sufletului s-a adresat Dumnezeu când i-a dat omului stăpânire peste tot pământul, peste toate animalele pământului, fiarele câmpului, când i-a zis, creșteți și vă înmulțiți, stăpâniți pământul. Iată, sufletul s-a adresat care are conștiință, care are rațiune, care are voință și are simțire și acestea erau libere și erau pe aceeași treaptă la înălțimea la care Dumnezeu a dorit sufletului cea mai mare zestre. I-a dăruit harul ca să cunoască prin har și pe Dumnezeu și ca să aibă echilibru omul în sufletul său. De aceea sufletul trebuie păstrat. Trebuie păstrat cu mare sfințenie, cu grijă maximă. De aceea spune Mântuitorul, ce va folosi omului dacă ar dobândi lumea întreagă, dacă însă își pierde sufletul? Pentru suflet nu poate omul să primească nimic în schimb. Atâta valoare a dat Dumnezeu sufletului, încât lumea întreagă, cu toate cele pe care le are întrânsa, soarele, luna, stelele, planetele, toate vițuitoarele, toate ierburile și pomii și florile, toate la un loc au un preț mai mic decât sufletul unui singur om. De aceea atrage Mântuitorul atenția asupra sufletului ce valoare inestimabilă are. Îngemănând înțelepciunea cea veche, a rațiunii înălțate, care cugetă la toate splendorile pe care Dumnezeu le-a făcut și luând aminte la cuvântul Mântuitorului, înțelegem că sufletul este conducătorul trupului și sufletul trebuie să fie cu adevărat prețuit de noi când trupul conlucrează cu sufletul și îl recunoaște drept conducător al său, iată trupul supunându-se sufletului, aduce omului echilibru în viață. Omul și-a pierdut zestea sufletului prin păcat și a pierdut darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu cu suflet și trup omenesc să redea sufletului valoare. Și cum i-a redat sufletului valoare? Luând și suflet și trup, și sufletul care era dezechilibrat, căci puterile lui nu mai aveau armonia dintr-un început pe care i-o dădea harul, așadar sufletul și trupul au fost răscumpărate de cel care a făcut toate și l-a făcut și pe om și i a dat și chipul său Fiului Dumnezeu și chipul Sfintei Trăim după voința Tatălui și iată omul a devenit purtător de suflet care a reprimit Harul Dumnezeiesc. Aceasta e taina vieții noastre răscumpărate prin Fiul lui Dumnezeu întrupat, luând crucea care este semnul și altarul de jertfă al Domnului, s-a făcut jertfă pentru noi toți și ne-a răscumpărat păcatele noastre, că să dea din nou aripi sufletului care era căzut lipsit de har. De aceea, iată, omul prin cruce ca semn al răscumpărării și crucea făcându-se altar de jertfă adusă de Fiul cu trup Tatălui Celui Ceresc, Cel prin care toate au fost făcute și cu nuna creației este omul, iată, Fiul lui Dumnezeu care a dat chip lui Adam, omul cel din tâi, Întregește din nou chipul lui Adam, dând valoare Sufletului și îi aduce puterile Sufletului în aceeași armonie de la început, prin harul răscumpărării care îl dobândește prin patimile sale pe care le suferă în locul întregii omeniri pe care îi iubește. Dându-i ei bucuria, darurile perdute, și face o răscumpărare atât de mare încât prisosește jertfa Mântuitorului față de păcatele noastre și ne răscumpără obiectiv pe noi toți. Dar ne cheamă Mântuitorul să fim părtași la jertfa sa cel ce voiește cu adevărat răscumpărare și viață nouă prin Hristos Mântuitorul să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze Domnului. Fiecare avem de luat o cruce, o cruce a suferințelor pentru păcatele noastre. Să ne luăm această cruce în fiecare zi. Și mai ales în această duminică, în mijlocul postului, crucea strălucește cu raze strălucitoare. Să ne luăm crucea, să ne facem părtași jertei Și Să nu ne oprim luându-ne crucea, să ne ducem crucea vieții până la capăt, până la ultima noastră suflare, ca să luăm și noi, arvuna și bucuria luminii învierii, iar la învierea cea de obște să ne facem împărtași a Evea la viața cea veșnică pe care Tu ne-ai pregătit-o prin răscumpărarea Ta și să rămânem cu Tine în lumina cea nenserată a crucii cu care Te vei arăta pe cer, cruce care să fie cu adevărat iubită de noi, împărtășită de noi, ca să primim roadele ei, mântuirea noastră, într-o bucuria vieții celei veșnice. Amin. Am revenit, iubiți credincioși, dragi telespectatori, Dragi prieteni, suntem în direct din nou în Duminica Sfintei Cruci. Mulțumim în Alpea Sfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură, pentru îndemnul uh, atât de minunat care ne însoțește pe tot parcursul postului și bineînțeles pentru uh, cuvintele de binecuvântare de care avem mare nevoie în încleștarea aceasta pe care, iată, omul sărmanul o duce pe toate planurile, o are pe toate planurile, și din interior și din exterior. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără Sfintele Taine, fără Sfânta Liturghie, omul este sărmanul ca o frunză în vânt. Este sărmanul venind de nicăieri, mergând spre nicăieri, așa cum nici odinioară, la sfârșitul vieții, Plimbau un lămpaș așa prin noapte și striga, Dumnezeu este mort, Dumnezeu a murit, sigur însă că acea, acel simbol al căutării lui Nice, lui Dumnezeu poate că i-a plăcut și bineînțeles de ce nu, poate se va fi gândit că nebunia din ultimii ani ai vieții să-i fie socotită ca o cruce. Noi așa ne rugăm pentru toți, ca Dumnezeu să-i miluiască pe toți, chiar și pe cei care l-au hulit și strigau sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și iată că ceea ce uh, iudeii cereau atunci ca blestem, de fapt Dumnezeu a convertit în binecuvântare, pentru că sângele Mântuitorului asupra oricui este tămăduitor dacă și acela dorește să primească cu bucurie. Așadar duminica în care suntem la o răscruce, la o răspântie, la mijlocul călătoriei noastre spre înviere, spre Golgota mai întâi, spre cruce mai întâi și după aceea sigur spre înviere, pentru că dragii mei, nu e așa Poate exista biruință fără luptă? Poate exista înviere fără cruce? Sigur că nu, nu este cu putință ca omul să ajungă la înviere dacă nu mai întâi va trece prin cruce. Iată o întrebare pentru astăzi. Bun venit, Doamne ajută, sunteți în direct. Să rămână părinte? Doamne ajută. Um... Vreau să vă, întreb, să vă spun că, pentru, ca un creștin să, să se mântuiască, să-i urmeze lui Hristos, trebuie să se lepede de sine, să se acrușe, crucea și să-i urmeze lui Hristos. Astea ar fi condițiile uh, importante, de bază. Așa este, da? Dar cum o fi cu lepădarea asta de sine? Cam complicat. Cam complicat. De asta mi -a, mie mi-a plăcut cum ați spus și mi-am dat seama că o să-mi dați un răspuns. De aceea v-am da. și pus o întrebare suplimentară. Da. Ați răspuns foarte frumos. E cam complicat, da? Foarte complicat, având în vedere zilele din ziua de astăzi, situația din, din lume, din, da. peste tot din ziua de astăzi. Omul s-a a, 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 a modernizat tinde spre modernizare tinde spre alte condiții și fuge de cruce omul fuge de cruce orice a, orice asta. ar fi exact dar fără asta cruce e. da, exact asta e. dacă s-ar putea face totul dar fără cruce orice fără cruce, da, da. da până la da, cruce, da, da. mulțumim da, da, foarte da. mult pentru Să telefon rămână părinte. aveți un tineri aceștia mi-a plăcut, da. uh, a, o carte dacă nu sunteți din, iertați-mă că eu de bucuria nu. dumneavoastră, dacă nu sunteți da. din Constanța, vă, să vă trimitem o carte. Da, 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 o carte aș vrea, nu, nu sunt din Constanța, să, nu, ceva ce... Să ne lăsați o adresă și noi o să vă trimitem o carte uh, mm -hmm. duhovnicească, nu știu, beletristică, filozofie, ce să vă nu, trimitem. Uite, cea pe care a spus una pe ea, ce ar fi de exemplu? Fe, femei, femei biblice și o preoteasă model. Cea Da, nu uitați, stați așa că nu, așa, acum am centrat-o. Sau haideți să vă da. mai arăt, sigur, că nu ne grăbim. Ia, ia. ia să vedem, ce spuneți dumneavoastră merge. Aceasta ia. ar, asta ar fi foarte minunată. Ia să vedem. Se numește Bucură-te cea plină de har. A, minunat, gata, da? asta să fie. Să da? rămână părinte, Bine, asta, sigur, aceasta asta, vă trimitem. Cuvinte la praznicele Maicii Domnului. Aici sunt da. Sfinți Părinți care vorbesc despre Maica Domnului. Am nu citit -o. se putea ceva mai minunat, nu se putea ceva Da, mai, atunci mai cu mare bucurie vă să dăruim. Muna, părinte. Are și icoana uh, praznicului, icoana uh, Bunei Vestiri. Buna buna vestire, și da, Buna da. Vestire este și hramul Bisericuței noastre. A, Așa multă, că nu muna, e nimic băi. întâmplător. Vă da, mulțumim tare muna. mult! rămână, Pentru. Uh, mai mă urmăresc și copiii de pe la școală. Uh, mai îmi spun părinte, acum, dacă tot este online, vă urmărim și noi la televizor online. Că n-am mai apucat să venim pe la ore și le-a zice și lor, uh, așa, pe limba lor, că doamna care a sunat, credincioasa care a sunat, a, avea un vibe bun. Da? Ei vorbesc în limbajul acesta tehnic. Un vibe, adică un soi de cum s-ar traduce o, o vibrație bună, o vibrație frumoasă. În ortodoxie, cuvântul acesta vibrație este un pic așa, dar le zic tinerilor, avea un vibe bun, adică o veselie interioară, o veselie sufletească, am putea spune noi, ceea ce înseamnă că Doamna tocmai ce s-a întors de la Sfânta și Dumnezească liturgie și primește această carte, bucură-te cea plină de har. Mi-a plăcut și răspunsul acesta sincer și din toată inima, cum vine aceasta să ne lepădăm de sine, de sinele nostru. Și mi-a răspuns atât de frumos, asta e un pic mai greu. Sigur că este un pic mai greu, mai cu seamă că în uh, științele acestea despre uh, psihi, în uh, psihologie, în psihiatrie, sinele este partea centrală a omului și acesta trebuie să crească, acesta devine un centru al puterii cu care, sigur, omul poate să facă multe lucruri. Dacă întrebăm, vom întreba, de exemplu, un terapeut, un psihoterapeut, cu ce putere poți să faci aceasta, sigur că va spune cu puterea sinelui. Da? Ei, iată că Hristos ne spune să ne lepădăm de sinele acesta. Aici pare să fie o contradicție între, între Mântuitorul Iisus Hristos și știința, științele moderne, chiar cele din vremea sa. Pentru că nu, noi considerăm că sinele nostru este, nu se știe exact cei cu sufletul acesta, ce cu cu psihii, dar în orice caz sinele nostru guvernează viața noastră. Și atunci, Mântuitorul știind că vom pune această întrebare, cum adică să ne lepădăm de sinele nostru, ne golim și atunci ne depersonalizăm, ce vom ajunge dacă ne lepădăm de sinele nostru. Vom fi uh, niște carcase, până la urmă golite de esență, de conținut, vom fi niște uh, trupuri, așa cum spun tot copiii aceștia, zombi, Ei bine nici de cum, de aceea vorbește Mântuitorul Iisus Hristos despre valoarea Sufletului nostru. De aceea va spune ce va da omul în schimb pentru Sufletul Său, de va dobândi toate bunătățile lumii acestea, acestea, dar își va pierde Sufletul. Ce-ar da omul în schimb pentru Sufletul Său? Numai Cel care a, avu, a ajuns în situația aceasta limită poate să-și dea seama că toate bogățiile lumii acestea nu valorează nimic când se pune problema să să te desparți de un suflet de exemplu de copilul tău dacă s-ar pune problema într-o secundă ai renunța nu la bunurile tale la, tot, la, la toată calea lactei ai renunța pentru copilul tău. De ce? Pentru că ești legat, sufletește de el. Sufletul are această dimensiune a veșniciei această dimensiune a infinitului, de aceea el fiind veșnic, fiind infinit, nu poate fi contrabalansat sau nu poate fi cântărit, nu se poate pune în cântar ceva, o contrapondere, o măsură care să îl echilibreze. De aceea, dacă am face clădiri de aici și până la Tokyo, nu ar valora cât sufletul celui mai netrebnic dintre oameni. Sigur, cât valorează sufletul acesta în fața lui Dumnezeu. Dacă noi, atât de slabi și neputincioși fiind, prețuim pe cei pe care îi iubim și am fi gata să murim de mii de ori pentru ei, decât să pățească ei, Doamne, ferește ceva, cu cât mai mult putem înțelege iubirea pe care o are Dumnezeu pentru om. Dar nu e vorba numai de o declarație de dragoste, așa cum avem noi obiceiul când, în tinerețe, în adolescență, sau când suntem tineri și ne îndrăgostim și jurăm iubire veșnică și cea mai puternică și unică. Sigur, poate suntem sinceri în momentul acela și ne gândim că nu va fi o iubire mai mare și mai frumoasă și mai intensă și mai înflăcărată. Dar până când e la primul obstacol, că orică este un obstacol trupesc, orică este un obstacol uh, sufletesc, uh, orică este o ispită, orică este o încercare, noi la primul obstacol uh, începem să diluăm acea uh, iubire care ni se pare cea mai mare. Începem să folosim uh, sentimente second-hand, cum se spune, și bineînțeles că uh, devenim ne abrutizăm, ne împietrim. De aceea Dumnezeu nu va rămâne doar la o simplă declarație, ci ce va spune, atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut, pe cuvântul care s-a făcut trup, l-a dat la moarte și încă moarte pe cruce, moarte de ocară. Cu alte cuvinte, Atât a iubit Dumnezeu lumea încât s-a dat pe sine la moarte. Pentru cine? Ca să ridice păcatele lumii. Extraordinar acest lucru. De aceea este și atât de, 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 de greu de înțeles, pentru că noi suntem atât de nestatornici în sentimentele noastre. Omul este extrem de nestatornic, extrem de volatil. Acum este uh, îndrăgostit. Până peste urechi, cum se spune, acum și-ar da viața, ar străbate marea și pământul, oceanele și munții pentru iubirea lui. Acum se trezește că sună la barou după un avocat uh, care să-i facă o acțiune de divorț sau alte posibilități uh, să meargă la notar uh, să dea o declarație. Cât de uh, dezamăgitor poate să fie. Uh, această iubire declarativă pe care o face omul față de alt om sau unui, unui alt om, care se poate rezolva cu 100 de lei sau cu 200 de lei printr-o uh, declarație în formă autentică la uh, notar. Mi se pare atât de bizar omul în același timp și atât de maestuos. Sigur, în fața maestății lui Dumnezeu, omul devine... Un atom. Și totuși, iată, atomul acesta arată că este un creator. Atomul acesta arată că el formează un chip atât de extraordinar cum este uh, omul care păstrează, care are în el chipul lui Dumnezeu. De aceea, chipul acesta pe care l-a pus Dumnezeu un om și care căruia nu i-am putea spune și Suflet, deși chipul este mai mult decât Sufletul. Chipul acesta este atât de prețios. Și cum n-ar fi, ce Tată nu-și iubește Fiul? Cum n-ar fi prețios când noi purtăm chipul Fiului Tatălui? Chipul chipului Tatălui. Hristos este chipul Tatălui și noi suntem chipul lui Hristos. Cât de mult ne iubește Dumnezeu că a pus chipul Fiului Său în fiecare dintre noi. Sigur, atâta timp cât noi nu cunoaștem lucrul acesta, nu prețuim lucrul acesta, nu suntem recunoscători pentru acest dar minunat pe care l-a pus Dumnezeu, l-a amprentat, am putea spune, în, aceast, în acest boț de humă, cum ar zice uh, iubitul nostru, arhidiacon, Ion creangă. Uh, boțul acesta de pământ, de humă, de tină obraznică, a primit o amprentă, a primit o identitate și anume a primit chipul uh, lui Dumnezeu. Atunci, sigur că valoarea sufletului este inestimabilă. Cine ar putea spune că ar putea prețui? Acest chip. Cine ar putea spune că știe cât prețuiește un suflet în fața lui Dumnezeu? Da, noi avem acest obicei de a împărți oamenii în răi și buni, care ne plac și care nu ne plac. Avem, de asemenea, obiceiul de a judeca oamenii, de a-i cântări, bineînțeles, în raport cu noi, în primul rând în raport cu noi, dându-ne nouă o măsură atât de înaltă, omul. Zice, este măsura tuturor lucrurilor. Parcă protagoras, dacă uh, nu cumva mă, mă înșel, preluat după aceea de Leonardo da Vinci și de, de toți uh, renascentiștii, iluminiștii: omul este măsura tuturor lucrurilor. Adică, am putea spune, mai pe românește, omul este buricul pământului. Dar fiecare om, până la urmă. Se prețuiește pe sine. Atunci avem, așa, un pământ cu o mie de burice. Așa cum am văzut acum o caricatură, globul pământesc era frumos cu continentele și cu antenuțele alea de la COVID. Adică, tot globul pământesc a devenit ce? Un agent patogen, un virus. Vedeți cât de puțin prețuim noi lumea aceasta, zidirea. Pe care ne-a dat-o Dumnezeu și cât de puțin ne prețuim pe noi. Noi înșine, necunoscând valoarea sufletului, nu ne iubim pe noi. Ne iubindu-ne pe noi, nu putem să iubim dragii mei nici pe ceilalți. Omul care nu se iubește, omul care veșnic cârtește, veșnic este nemulțumit. Orice ar primi, îi se pare că este uh, puțin, îi se pare că este nedreptățit. De aceea, ne iubindu-se pe sine... El poate să iubească pe ceilalți, dar într-o măsură foarte, foarte nesatisfăcătoare, într-o într diluție. E ca și cum ai lua un medicament care nu are um, izolată substanța aceea activă sau nu în cantitatea care trebuie. Iubirea nu poate să fie ciuntită, nu poate să fie diluată, ca și adevărul. adevărul un adev adevăr ciuntit este mai rău decât o minciună. O minciună grosolană până la urmă are picioare scurte, cu alte cuvinte se vede după cum, cum șchioapăt așa ca o uh, rață, ca un pinguin. Dar uh, adevărul ciuntit este extrem de perfid. O iubire din aceasta uh, condiționată, o iubire uh, diluată, nestatornică, nu este iubire, este mai mult o satisfacere a propriului sine, a propriului ego, a egoismului, a egocentrismului și a idolatriei sau egolatriei. Pentru că omul care se iubește pe sine în chip pătimaș, egoist, acela nu poate să aducă decât suferință celor din jur. Omul care se iubește pe sine, îl consumă pe celălalt, cum se numește în psihiatrie, să spunem, personalitatea narcisistă sau narcisistică sau narcisistul care se iubește pe sine atât de mult încât se hrănește consumându-l pe cel din fața lui. Acesta nu este iubire, deși acela în sine sa, așa ca să folosim cuvinte, din uh, psihologie, crede că este un om bun, un om iubitor, dar de fapt el îl consumă pe celălalt cu egoismul său. Ei bine, Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a refăcut toată această paradigmă, tot acest model al unei iubiri căzute. Și el vorbește de iubire, nu poate să dezlipească iubirea de cruce, adică de jerfă. Iubirea are valoare doar atunci când este jerfelnică, doar atunci când te pui în, te așezi în poziție de jerfă pentru, pentru, celălalt, pentru cel din fața ta. Atunci când poți să renunți la tine, atunci când poți să te lepezi de sinele tău pentru celălalt. Aceasta este o mare cruce, să știți, și este o mare măsură duhovnicească ca cineva să-ți spună ceva rău, să te vorbească de rău sau să spunem să-ți adreseze o expresie jignitoare și tu poți să poți să rabzi, cu atât mai mult să poți să te rogi pentru omul acela. Acela este un suflet binecuvântat și de trei ori binecuvântat fraților. De ce? Pentru că sufletul acela aduce bucurie lui Dumnezeu. Bucurie se face în cer pentru un suflet, pentru un om care înviază, pentru un om, pentru un păcătos care se pocăiește să știți că, din punct de vedere practic, aș putea să vă spun un, un gând, un cuvânt al meu. A venit un om foarte, foarte întristat, deznădăjduit, căzut, depresiv, cum se spune acum. Și orice îi spuneam, absolut orice îi spuneam, era cu totul și cu totul căzut în, neputința sa, în tristețea sa. Nu mai vroia nimic. Și atunci mi-am dat seama de lucrul acesta, că Dumnezeu este mai întristat sau mai supărat pentru tristețea noastră decât pentru păcatele noastre. Fiindcă, dragii mei, Dumnezeu nu caută la păcate, nu este contabil, cum spune binecuvântatul Nicolae Steinhardt, să ne contabilizeze nouă păcatele. Știe cine este omul, cunoaște omul. Nu stă să caute la păcate, însă se întreabă de ce nu poți să faci pocăință, de ce nu poți să-ți pară rău că ai păcătuit, ai jignit pe cineva, ai rănit iubirea cuiva și ție nu-ți pare rău. Ei, în momentul în care ți-a părut rău omule, Sufletul deja se înalță către Dumnezeu, Sufletul deja capătă valoare pentru Dumnezeu, El se umple de lumină, El scapă de întuneric și se umple de lumină. Să ne închipuim undeva sub Pământ întuneric absolut și cineva care trăiește în întunericul acela absolut nu poate să-și închipuie cum e lumina. Dar odată ce lumina luminează în întunericul acela, întunericul se risipește. De aceea și păcatul despre care facem atâta discuție, atâtea păreri, atâtea, atâția docți care vorbesc despre păcat, însă de fapt uităm că pocăința este cea care a deschis raiul. Singură pocăința, lacrima de pocăință, Căința, părerea de rău pentru, pentru rănirea iubirii lui Dumnezeu aceea deschide raiul. Nu pentru că lui Dumnezeu i-ar trebui asta sau că dacă ar adăuga asta ar fi desăvârșit. Dumnezeu este desăvârșit. Dar cât de mult se poate bucura Dumnezeu să vadă că omul se identifică, adică în sensul acesta parcurge calea de la chip la asemănare. Omul se aseamănă cu Dumnezeu sigur fără să se identifice în veșnicie infinit se poate asemăna din, din slavă în slavă se poate asemăna cu Dumnezeu făcând unele lucruri atât de minunate încât și îngerii să se uh, uimească cum a fost Maica Domnului la bunavestire cum sunt sfinții, cum sunt mucenicii, cum sunt mărturisitorii. De aceea și Dumnezeu va spune atât de minunat, astăzi în Evanghelie, iată în neamul acesta desfrânat, curvar și păcătos, de se va rușina cineva de mine și de cuvintele mele. Și eu mă voi rușina de el în fața tatălui meu când voi veni în slavă. Iată că noi Sigur, în calitate de creștini, de multe ori, luându-ne cu, cu Duhul Lumii acesteia, cu pofta ochilor, cu pofta trupului și cu trufia vieții, uităm de fapt că purtăm chipul acesta minunat și uităm de valoarea sufletului. Uitând de acest minunat dar pe care l-am primit, dragii mei, noi nu mai știm să ne prețuim, noi nu mai știm să ne iubim pe noi înșine, într-un sens nepătimaș, să ne preț, să prețuim demnitatea pe care o avem, măsura la care ne-a adus Dumnezeu, cu puțin micșoratul pe El față de îngeri și cu arma bunei voiri la încununat pe El. Deși părintele Arsenie Papacioc spunea că mai mari decât îngerii ne-a făcut dacă noi suntem purtători de har. Îngerii, iată, se împărtășesc de slava lui Dumnezeu prin Maica Domnului, dar de asemenea și noi prin Maica Domnului, adică în biserică, ne împărtășim în mod real cu trupul și sângele Mântuitorului. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu a dat preoția arhanghelilor, serafimilor, heruvimilor, stăpânilor, puterilor, tronurilor. Nu. A dat preoția unui om, ca mine și ca tine. Cele mai, fi, cele mai firave făpturi din univers și în același timp cele mai frumoase, cele mai prețuite de Dumnezeu, omul. Omule, cu acest dar ne-a uh, miluit Dumnezeu, cu acest dar ne-a ne prețuit Dumnezeu încât și-a dat sângele său cel preasfânt pentru ca noi să devenim nemuritori, ca noi să putem să fim în veșnicie cu El. Atât de minunată este preoția că Domnul, iată, care poate toate, are nevoie de un om care să lucreze, prin care să lucreze și pe Sfânta Masă, în Sfântul Jerfelnic, să se răstignească și să moară și să învieze. Acest lucru este dincolo de înțelegerea îngerilor, să știți care doresc să, privează, să privească, în Sfânta Sfintelor, să vadă chipul Sfintei Jerfe. Aceasta o doresc îngerii și pot să facă aceasta după ce dă preotul binecuvântare, atât de minunat. Binecuvântarea aceasta pe care o auziți de fiecare dată, la fiecare început de sfântă taină, binecuvântat este, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iată ce minunat este Dumnezeul nostru și cât de minunate a făcut sufletele acestea în noi. Sigur că noi suntem bucuroși că suntem în putere. Acum putem să spunem dumneavoastră cei mai tineri care priviți această emisiune. Spuneți că suntem în putere, scăpăm de această răscruce pe care o avem acum, încercare cu. Cu criza aceasta sanitară mondială, și după care revenim la viața noastră de dinainte, să se deschidă, ce să se deschidă? Sălile de jocuri, să se deschidă, uh, nu? Saloanele de înfrumusețare, să se deschidă, ce să se mai deschidă? În sfârșit, cluburile de noapte. Să se deschidă cazinourile. Bine, să se deschidă și acelea, dacă așa am hotărât noi. Dar ce așteptăm, de fapt, noi, ceilalți care nu așteptăm să se deschidă uh, cluburile sau, uh, nu știu, parcurile, deși vrem și asta. Noi așteptăm să se deschidă cerurile. Iar cerurile sunt deschise, dragii mei, pentru fiecare dintre noi. Cerul este deschis, iată de acum se vor deschide, veți vedea cerurile deschizându-se și pe îngeri urcând și coborând. Cerurile s-au deschis, iată jerfa cea sfântă s-a făcut și noi suntem răscumpărați din moarte. Acesta este mesajul pe care îl trimite Mântuitorul Iisus Hristos astăzi prin Sfântul Evanghelist Marcu, pe care a cărei pericopă evanghelică ați auzit-o și s-a citit la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Cerurile sunt deschise, Iați omule crucea ta care devine ce? Instrument de zbor. Crucea nu poate fi dezlipită de înviere, dragii mei, nu poate fi dezlipită de mântuire. Da, spune Mântuitorul că sunt unii care vor să sară pe alături, adică să ocolească crucea. Și tendința aceasta este valabilă pentru oricine dintre noi, începând cu mine, să spunem așa, cum spunem la uh, Sfânta Împărtășanie, că a venit Mântuitorul Iisus Hristos ca să ne mântuiască, să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar spunem așa că Dumnezeu, într-adevăr, a venit pentru cei păcătoși și și-a dat viața și sfântul sânge pentru cei păcătoși ca să ne învieze pe toți. Dar și noi putem să facem această, această mică osteneală de a ne părea rău că am rănit iubirea lui Dumnezeu. Toată legătura noastră cu Dumnezeu, de fapt, este o minunată poveste de dragoste, un minunat poem de dragoste. Și asta nu este un un, o metaforă, este o figură de stil, dragii mei. Dumnezeu chiar și-a dat, Fiul lui Dumnezeu întrupat chiar și-a dat viața din iubire pentru noi. Vă dați seama ce iubire are acest mire pentru mireasa lui. Este gata să moară de mii de ori, este în stare de jerfă de fiecare dată până la sfârșitul veacurilor până la judecata cea de opște, în, starea, în stare de jerfă pentru mireasa lui. Adică cine este? Sufletul tău și sufletul meu, care are ca inel de logodnă pe Duhul Sfânt, care are harul ca inel de logodnă. Cât de minunat vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur despre sufletul omului, spune așa, Dumnezeu, Hristos, mirele și-a ales pentru sine ca mireasă o desfrânată. Cât de minunat! Am avut, am sărbătorit și hramul nostru, să spunem, am sărbătorit-o pe Sfânta, fiind în postul acesta, sigur, noi cinstim de fiecare dată pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Iată cum Dumnezeu a luat-o acolo din adânc de ape și a sădit-o în carnea sa, în trupul său, încât i a ajuns atât de sfântă, atât de minunată, încât a, iată are și o zi în Sfântul și Marele Post, are Evanghelie în Sfântul și Marele Post, este pomenită în canonul Sfântului Andrei Cr Criteanul și este, are o duminică a cincea în Sfântul și Marele Post, când nădăjduim că poate ne vom vedea și față către către față. Așadar, dragii mei, sufletul omului este foarte, foarte valoros pentru Dumnezeu. Atât de mult iubește Dumnezeu pe om, pe fiecare dintre noi. Cei ce nădăjduiesc, n-au de ce să deznădăjduiască când Dumnezeu ne iubește atâta. Am putea spune cuvintele acestea pe care le-a auzit Maria Magdalena în grădina uh, acolo unde era mormântul Mântuitorului. Atunci când după înviere Mântuitorul, la Evanghelia de la Ioan să citiți, când îi spune, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iată cât de frumos cu acest cuvânt Domnul spune tuturor celor osteniți, tuturor celor împovărați, tuturor celor înfricoșați. Iată de această amenințare iminentă a morții, în toate părțile se cultivă moartea. De ce te temi de moarte, omule? Când moartea nu mai există, a fost desfințată. De ce te legi de cimitire ca fiind singurele mărturii ale lucrării mele în lumea aceasta? Crezi oare, omule, că am făcut eu un univers atât de minunat, o galaxie atât de minunată, o planetă atât de minunată, pentru ca să fac cimitirul tău, omule. Ce fel de Dumnezeu poate fi acela care, în toată sforțarea lui, a reușit să facă nici mai mult, nici mai puțin decât un cimitir? Acest Dumnezeu este neputincios. De aceea, ne spune Dumnezeu, atât de mult, atât de mult te iubesc, omule, dacă ai ști cât de mult te iubesc. N-ai mai avea nicio supărare, n-ai mai avea nicio apăsare și nu te-ai mai teme de cei care pot și vor să-ți ucidă trupul și ți-ai pune problema dacă cineva ți atacă sufletul, dar chiar și atunci, cu ajutorul de la Dumnezeu, cu ajutorul de la mine, cum ar, ar spune Dumnezeu, nu ai de ce să te temi. De aceea trimitem cuvântul acesta al Mântuitorului Iisus Hristos, care spune, o omule, cât de mult te iubesc, o omule, dacă ai ști cât de mult prețuiești pentru mine și dacă ai ști că, așa păcătos cum ești, eu am găsit o cale ca să fiu cu tine în veșnicie, într-o iubire veșnică de care să, în care să nu ne mai poată despărți nimic. Așadar, în căutarea acestei lumini suntem și noi, fraților în căutarea învierii suntem și noi cu toții, pe cala aceasta în care, iată, în fiecare zi învățăm să murim și să înviem. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, căutați să țineți postul, cei buni să fiți și mai buni, cei care sunteți supărați, căutați să vă bucurați, cei care credeți că sunteți răi, să știți că Dumnezeu nu împarte lumea în răi și buni, ci pe toți ne iubește la fel. Să ne vedem față către față la Sfânta și Dumnezească liturghie. Salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta, și pe acelor dragi nouă. ori cât de greu ne-a fost.